Voinici, faimoși, ne apropiem de primul nostru joc. Ceea ce veți face în acest prim joc va arăta, practic, dacă sunteți și porniți în confort sau dacă porniți cu oarecare probleme. Jocul de astăzi are un premiu important. Premiul se află aici, exact sub acest capac, sub mâna mea. Sunteți curioși să vedeți pentru ce veți lupta în prima voastră confruntare la Survivor România 2021? Sunteți? Sunteți? Păi hai să vedem! Acoperiș deasupra capului și foc. Iată recompensa! Sunteți motivați să luptați, războinici! Sunteți motivați să luptați, faimoși! Da! Forța, faimoși! Forța, faimoși! Forța, faimoși! Primul joc din prima zi de la Survivor România 2021 are o miză extrem de importantă pentru concurenții noștri. Acoperiș deasupra capului și foc. Pentru a ajunge la acest premiu, cele două echipe, războinicii și faimoșii, trebuie să se înfrunte pe traseul piraților. Obstacolele peste care vor trece sunt o parte în apă, o parte sunt platformă, o parte sunt inele. Sar în apă concurenții noștri, trec prin două roți de cauciuc, ajung apoi la două platforme mobile, trec prin două moriști de cauciuc, urcă pe un topogan cu apă, se lansează pe acest topogan, continuă apoi mai departe până la doi cilindri din plastic, au două platforme rabatante pe care trebuie să se echilibreze foarte bine. Aici echilibru este foarte important. Sar apoi în apă și ajung la ultimul obstacol, un inel de cauciuc pe sub care pot trece pentru a ajunge la platforma pentru proba de îndemânare. Concurentul care elimină toate cuburile de pe masă aduce punct pentru echipa sa. Urmează să vă alegeți adversarii. Sunt 6 fete și 6 băieți în ambele echipe, și la războinici și la faimoși. Războinicii aleg primii. Faceți-vă strategia, aveți un minut. Hai să începem așa. O iaia pe Elena. Eu o iau pe Alexandra asta. Nu așa? Cine vrei? Ce vrei? Hai să nu vorbim toți, bă, că dacă o să vorbim toți, tot degeaba. Hai pe rând. Spuneți, fetele, pe cine alegeți. Deci eu am zis prima, Amna. Ok, spune. Ok. Alexandra Stan. Ok. Bun. O să zic eu ceva. Și eu? Și eu am văzut că ceva s-a uitat la mine. El se crede și la mine s-a uitat la Ana. La mine s-a uitat, te-ai aruncat. Cu siguranță. S-a lins cu șeful. La întrebarea, la fiecare joc o să fie diferit tot. E ca și cum aș bucura eu, cât mai bine că el. Cred că da. Cine alege primul de la noi? Mai altă fată? Că era altă fată. Fată, lasă cu ea să aleagă primul. Să aleagă primul. Nu, e altă așa. Și cum este? Tu ia pe lămur. Doar la jocul ăsta. Ei aleg. Nu contează, noi ne susținem. Acceptăm cu bucurie. Tot asta. Gata, mă. Hai, hai, Războinici! Războinici, alegeți. Jador. Bravo, Jador. Lucian Barbu alege Jador de la echipa faimoșă. Știi ce? E ca și cum eu m-aș bucura că eu cânt mai bine ca tine. Deci, n-am cum, tu ești sănătător. Echipa faimoșilor, e rândul vostru să alegeți.
Albert. E rândul războinicilor. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Cătălin Moroșanu. Alin Sălăjean cu Cătălin Moroșanu. Faimoșii, e rândul vostru. Musti Camara, primul. Uh-huh. Tăster, alege Musti Camara de la războinici. E rândul războinicilor. Elena. Bine, Elena. Roxana Ghiță la războinici cu Elena Marin de la Faimoși. E rândul faimoșilor. Melina. Uhu! Majda de la faimoși alege Melina de la războinici. E rândul războinicilor. Anna. Să fie... Lupu Georgiana de la războinici cu Anna de la faimoși. E rândul faimoșilor. O voi alege pe Mari. Bravo, Simona! Simon! Simona de la faimoși cu Mari de la războinici. Rândul războinicilor. O să ales pe Costi. Bine, Costi! Forța! Darlin îl alege pe Costi. Este rândul faimoșilor. O aleg pe Dea. Au mai rămas o fată de la războinici și o fată de la faimoși și deopotrivă un băiat de la războinici și un băiat de la faimoși. Maria merge cu Roxana. În timp ce Zani de la faimoși alege Sorin de la războinici. Bravo! Bravo, bravo, Zani! Aplauze tuturor și baftă în prima competiție!